În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, ne aflăm exact la jumătatea postului. A trecut a treia săptămână din postul nașterii Mântuitorului și Domnului nostru Iisus Hristos. Nimic interesant într-o evanghelie ca astăzi. O babă gârbovă, un Dumnezeu care îi pune mâna pe cocoașă și o îndreaptă, și niște iudei clevetind, care își arogă atâta părere de sine, încât spun, dar sunt 7 zile în săptămână, 6. Puteți să veniți să vă vindecați bolnavi și voi o faceți sâmbăta. Ca și cum vezi, Doamne, în fiecare zi erau vindecări pe bandă și se împlineau în fiecare ceas, iar tocmai această vindecare era ceva care deja strica legea. Și atunci Mântuitorul întreabă exact un lucru practic pe care îl facem noi acasă. Când te scoli dimineața să vii la biserică, duminica sau în sărbătoare, nu dai o găleată de apă la vac, nu-i dai o furcă de fân, dacă e verde și e cald afară, nu o pui într-un pripon, nu arunci grăunțe la găini, nu arunci la câine o cată de pâine și apoi vii să te rogi? Și bineînțeles că au fost sprinși, cum se spune, cu funia la sac, că de fapt nu îi impresiona pe dânsii problema sâmbetei, ci erau foarte fascinați de faptul că poporul nu mai le dădea credibilitate și începuse să se mire de minunile lui Iisus, că ăsta era și rolul ca oamenii să înțeleagă legea cea nouă, bunătatea, omenie. Și aici o să facem noi o distinție, așa m-am gândit eu astăzi, gândindu-mă ce am putea noi să vorbim astăzi. Că oameni cocoșați și bătrâni și gârboviți avem de ani. Dar mai sunt oameni gârboviți de păcate. Mai sunt oameni gârboviți de grijă și de lăcomie. Mai sunt oameni gârboviți de necredință. Mai sunt oameni gârboviți de patim. Mai sunt oameni gârboviți de răutate, că și răutatea este ceva care te apasă și te urățește. Ați văzut vreodată cum arată omul încruntat, zici că împunge. Ei, această bătrână din Evanghelia de astăzi se pare că nu mai văzuse soarele de 18 ani. Deci era într-adevăr o boală groaznică. Ce fel de soare nu mai văzuse ea niciodată? Era soarele legii, era învățătura care trebuia păzită, iar acea bătrână simboliza legea cea veche, care datorită acelor tradiții iudaice de la templu devenise atât de asuprită legea și devenise atât de pervertibilă și de schimbată încât rămăsese doar o umbră a legii celei care a fost și totul era doar un interes ieftin, un interes în care v-am spus și altă dată să schimbau banii la templu și să lua dobânzile din schimbarea banilor, să vindeau dobitoacele, adică propriu zis care ați fost la Ierusalim, cam unde este poarta asta, Biserica Sfântului Arhidiacon Ștefan, acolo e și scăldătoarea oilor. Ei, pe valea aceea lui Iosofat, acolo tot timpul era târg. De ce era târg? Pentru că în legea iudaică se aduceau animalele de jertfă. Și atunci ei acolo erau cu oi, cu boi, cu viței, cu țapi, cu miei, cu junici. Și era tot timpul era un iarmaroc în toată regula, pentru că fiecare vrea să-și răscumpere păcatele și venea și aducea animalul de jertfă. Și în felul acesta legea devenise un troc. Cum de fapt și astăzi, dacă stăm să ne gândim prea bine în legea noastră, a Noului Testament, și noi facem cu Dumnezeu tot un troc. De ce trebuie să facem un troc? Simplu. De ce aș fi corect în fiecare zi și nu numai pe parcursul postului? Și ați văzut, sunt oameni care îl cunosc pe Dumnezeu în tot cursul anului, ca drept dovadă că în biserică întotdeauna chipurile sunt cunoscute și e ca și într-o familie, deci se știu unii pe alții și abia așteaptă să se întâlnească duminica, să salute și să fie împreună la Sfânta Liturghie. Dar mai avem în acest oraș al Iașului, pe lângă 50.000 de credincioși care vin și ascultă Sfânta Liturghie, că nu cred că sunt mai mulți, avem încă vreo 200-300.000 care nu au contact cu biserica. Și nu au contact cu biserica din multiple motive. Fie că i-a gârbovit grija vieții, așa sunt patronii, muncesc să scoată banul din piatră seacă.
fie că i-a gârbovit grija vieții că sunt eretici sau dați la alte religii, și atunci iar n-ai ce să le faci, e libertatea lor de a alege, fie din necredința lor și din nepăsarea lor, că așa este stilul nostru, a omului în general, să uităm și să amânăm și să lăsăm de pe o zi pe alta, sau neobișnuința, pur și simplu este cel mai frumos răspuns care îl primești din partea creștinilor. Părinte, nu le avem cu biserica, nu suntem obișnuiți. Mergem o dată pe lună sau la două luni, dar noi n-am făcut din asta o lege. Deci, auzi ce frumos. N-au făcut ei din lege o lege. Dar ei nu-și dau seama ce spun. Zice, noi n-am făcut din mersul la biserică o lege. Dar mersul la biserică chiar este o lege. Dacă deschizi canoanele și învățăturile bisericii, la canoanele bisericii, găsești scris acolo următoarea explicație. Creștinul care nu merge trei duminici consecutiv la biserică, se afurisește de la sine. Adică pică sub legătura de neîmpărtășanie. De ce? Pierde comuniunea cu Duhul Sfânt și cu Hristos. Și atunci tu ești într-o gârbovire. Și aici Iisus Hristos, dacă ați fost atent sau atenți, spune că și-a pus mâinile peste dânsa și a slobozit-o de neputința ei. Dacă ne mai uităm la alte vindecări pe care le-a făcut, vom vedea că Mântuitorul poate face vindecări de mai multe feluri. Întâi, ca să nu-i mai supere pe iudei, a spus așa omului cu mâna uscată: întinde-ți mâna! Și mâna s-a făcut sănătoasă. Deci ce fel de vindecare este? Prin poruncă. Cui poruncea Dumnezeu în clipa aceea să vindece? Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt intră în mâna uscată și o face sănătoasă. Când spune orbului să vezi, cui poruncește? Duhului Sfânt. De ce? El vine și desăvârșește lucrarea creației. Și orbul a fost uns cu tine, s-a dus, s-a spălat și apoi a văzut. Mai mult decât atât. Cui a spus Hristos să se vindece când s-a atins de el femeia cu scurgere de sânge? Dacă vă aduceți aminte din Evanghelie. A spus așa, că femeia s-a atins cu mare atenție și discreție pe la spatele lui de poala hainei lui, iar el s-a întors și a întrebat atât. Cineva m-a atins. Apostolii indignați au reacționat rapid și au spus pe într-o îmbulzeală, cum m-aș duce eu acum până în spate? De câți oameni tu te atingi până în spate în aglomerație? Cum să spui cine te-a atins? Dar Mântuitorul spune așa, am simțit puterea care a ieșit din mine. Ce este care m-a atins? Deci ce fel de putere? Puterea de a cere. Deci pe cine a vindecat Iisus? Pe cel ce cere. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Cereți și vi se va da. Bateți și se va deschide vouă. Căutați și veți afla. Și iarăși spune, nici n-ați început să vă rugați și veți primi. Dar ca să primiți, credeți că cereți și le veți avea. Sunt trei formule de a te adresa lui Dumnezeu. Părinte, dau și eu un pomenic, poate reușesc cu problema cu tare. Deci când ai folosit cuvântul, poate reușesc cu problema cu tare, tu ai făcut deja o greșeală înaintea lui Dumnezeu. Adică, cum poate? Nu poate Dumnezeu să poate? Tu nu poți să crezi că se poate. A doua formulă. Părinte, am fost peste tot, dar mai încerc și așa. E o altă formulă, deci tot bisericească, pe care o auzi din gura credinciosului. Părinte, am mai încercat și asta. Mai încerc și așa. Adică, ai făcut toate scamatoriile care le-ai avut în cap și te-ai gândit ultima, ai auzit tu de undeva, băi, du-te și mai încearcă și la biserică. Deci, ca și cum ar fi, băi, și asta e una ca toate celelalte, hai să mă duc și aici. Nu! Asta e exact un fel de desfrâu spiritual, este un fel de desfrânare rațională. Să pui tu în cumpăna îndoielii tale valoarea incontestabilă a Duhului Sfânt în raport cu necredința ta. Când s-a iritat Mântuitorul puțin, că deși era blând și smerit cu inima, le-a mai tras cu biciu pe spate, le-a mai aruncat mesele din templu, i-a mai și întrebat dacă sunt nevinovat și fără de păcat, de ce mă lovești?
Adică era smerit, dar în același timp știa și ce vrea de la smerenie. Îl întreabă pe tatăl care a venit, ați văzut ce fel de tată, un tată mass media, biserica greșește, biserica nu ia măsuri, biserica nu se implică, biserica e decăzută, lumea nu mai are încredere în biserică. Și cine o roagă pe lume să aibă încredere în biserică? Să poate cumva lumea să fi făcut biserica, da, cea de zid. Dar a făcut cumva vreun om dogma Sfintei Treimi? A venit cumva vreun om să facă întruparea? A venit cineva vreodată să coboare Duhul Sfânt în liturghie prin puterea Lui? Stai, frate, ușor. Dar cine îți cere ție să ai încredere în biserică? Ți-ți cere să ai încredere în poruncile lui Dumnezeu și în legile cele sfinte a lui Dumnezeu, care sunt gestionate de biserică ca o instituție divino-umană. Dacă vrei un cadastru, te duci la oficiul de cadastru. Dacă vrei un avocat, te duci la judecătorie. Dacă vrei un profesor, te duci la școală. Dacă vrei un bucătar, le iei de la școala de meserii. Nu te duci la dispensar să-ți iei pantofi. În biserică te duci după legile cele sfinte a lui Dumnezeu. Casa tatălui meu nu-i peșteră de tâlhari, ci este casă de rugăciune și ea așa se va chema. Deci iată ce cauți tu în biserică, cetățean creștin și ortodox. Cauți legea lui Dumnezeu care stă ascunsă în Sfânta Evanghelie pe Sfânta Masă, care stă ascunsă în Sfântul Potir, stă ascunsă în mațele preotului pe care îl judeci pentru că l-a mâncat pe Hristos și s-a investit cu puterea Duhului Sfânt și vrând nevrând, acea lege stă în capul tău atunci când se pune mâinile pe el și se spune te iert și te dezleg. Nu poate să o facă prefectul, nu poate să o facă șeful poliției, nu poate să o facă șeful penitenciarului, nici șeful spitalului, nici psihologul. Psihologul te ascultă. Psihiatru te tratează. Psihoterapia îți dă forțe noi de mândrie, iar pocăința îți dă lacrimi de adevăr și cunoaștere de sine. Și revenindu-și în sine, s-a sculat și a zis, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune că am greșit. Deci iată ce vrea Hristos să audă de la tatăl fiului rătăcit, bolnav, lunatic, chinuit de demoni. Dar el ce a venit să spună? Doamne, ucenicii tăi n-au putut să-l scoată, tu ai putea ceva? Cum i-ai instruit pe ăștia de nu-i zgonesc, dragi? Dar n-am înțeles, pe ce criteriu mă pui tu să-ți scot, dragi? Că vrei tu? Vrei să-ți scot, dragi, că ți-i lene să-i fugărești? Vrei să-ți scot, dragi, că-ți plac și-i cauți cu mâna ta? Când te duci la vrăjitor, îți aduni un drag. Când nu te închin seara, ai doi dragi. Când nu te închin dimineața, ai trei dragi. Când hulești, bărfești și clevetești, ai patru dragi. Când faci rău, ai cinci dragi. Când te răzbuni pe vecinul, ai șase dragi. Când furi și spargi casa, ai șapte dragi. Când te duci și furi din ogorul sau din ograda lui, ai 9 dragi. Când te duci și dai în cap, ai 10 dragi. Când te duci și torni la SRI sau la poliție sau la securitate, ai 11 dragi. Când nu te duci la biserică și nu te rogi și ești necredincios și ateu, ai 12 dragi. Maria Magdalena avea 7. Deci iată cum vin demonii, zice, părinte, știți dumneavoastră ceva? Sora lui soacra mea știe să facă ceva. Nu le merge deloc pe ăștia căsătoriți, le merge ca de apă. Au văzut-o ei cu ochii lor. Da, au citit tratate de demonologie și au învățat ei ce lucrează dracii și ce fac dracii. Dracii nu fac nimic, se uită la noi și râd. Dracii ne privesc și se distrează. Știți ce spun dracii în prealabil? O, dar cu ce proști am de-a face. Păi, bă, băiatule, cu 8.000 de biserici în România și cu aproape 10.000 de liturghii pe zi, în zi de sărbătoare, într-o țară atât de mică, de 20 de milioane de locuitori, tu te temi de demoni. Cu taina botezului lângă tine, cu mirungerea lângă tine, cu euharistia lângă tine, cu spovedania lângă tine,
cu preotul lângă tine, cu biserica lângă casă, cu liturghia liberă, cu cărțile sfinte în casă, cu anafura și aghiazma în dulap, cu uleiul de la maslu în vitrină sau unde îl ții tu la icoane. Tu te temi de dragi. Deci iată cât de gârbovă era beata femeie. Femeia în simbolul Vechiului Testament înseamnă patimă. Nu mai era o patimă normală, ci era o patimă gârbovită de prostia omenească. Deci când Ion Creangă s-a gândit să scrie povestea prostului aia cu drobul de sare, să știți că s-a gândit la modul concret și a scris-o. Și a dat seama că mulți oameni nu au primejdii și nu au probleme, dar și le creează singuri. Deci încep să-și facă iluzii. I-a codcodăcit o găină cu coada la răsărit și cu capul sub aripă, gata, diavol. A sărit mâța de pe cuptor pe pașa, a răsturnat un castron și s-a spart, diavolul. A uitat geamul deschis și l-a izbit vântul, diavolul. A găsit ulei pe clanța ușă că a uitat să șteargă pe mâini la bucătărie, diavolul. N-are treabă, frate. Nu-i electromecanic, nu-i de întreținere interioară, nu-i instalator, nu-i de ăsta ce dă cu varzul grav, nu-i constructor. Diavolul este un duh nematerialnic, nu se amestecă cu nimic, dar se amestecă peste tot, stă în întuneric cu necredinței noastre, ăla-i cuibul lui, locul lui este de la minte spre inimă, așa arată Filocalia, deci spune, imaginația-i podul dracilor. Când încep să-ți imaginezi, poți să acuzi pe nedrept. Eu chiar am spus permanent la tot felul de oameni următoarele vorbe. Fraților, la orice problemă aveți, nu mai acuzați la întâmplare, că s-ar putea la judecată să aveți răspuns greu de dat. Acuzați niște oameni care poate habar nu au de ce spuneți voi despre ei. Părinte, eu am văzut, o-i fi văzut, fratele meu, dar spune și Nifon al Constanțianei, mereu vă repet cartea asta, spune Nicodim Aghioritul în Mântuirea Păcătoșilor, în Hristoitia, și v-am spus încă o dată, repet, Mântuirea Păcătoșilor, cât de mărunte sunt păcatele de care nu ne dăm seama și Satana ne batjocorește. Deci această gârboveală a necredinței a atacat-o Iisus din start la Tatăl cel necredincios și i-a spus așa, crezi tu că eu pot face aceasta? Deci vedeți? Este exact întrebarea care o pun părinții la copiii lor câteodată. Nu vi s-a întâmplat în educația copilului scos din papuci și din sărite să întreb, bă, dar tu ce vrei? E o întrebare care o pun părinții copiilor lor. Dacă e un copil răsărit, el spune, uite, asta vreau. Și unul vrea, vrea mașină, unul vrea plimbare, unul vrea distracție. Da, dacă e unul sănătos, spune, tată, vreau să fiu om. Ăsta e răspunsul concret. Sau unii pot să răspundă și așa, tată, vreau să te distrug. Mamă, vreau să te distrug. Vreau să vă văd în groapă. De ce? Că atât îl duce mintea, necredința din el. Nu mă împușca. Deci, în momentul în care Mântuitorul a atacat direct pe tatăl și i-a spus, crezi tu că pot face aceasta? I-a dat un răspuns foarte înalt. Din părinți necredincioși nu poate să iasă un copil credincios, iar din părinți bolnavi sufletește nu poate să iasă copii sănătoși sufletește. Copilul tău nu-i bolnav că e bolnav, necredința ta l-a îmbolnăvit. Deci vedeți cum se transmite gârbovirea prin gena sufletească, nu prin gena ADN-ului. Nu era vorba de o scolioză. Era vorba de un om gârbovit de pate. În clipa în care i-a pus Dumnezeu mâna pe cap și l-a binecuvântat, deci pe femeia gârbovă a binecuvântat-o, ea s-a vindecat. De ce s-a vindecat? S-a vindecat pentru că așa este formula. Te iert și te dezleg cu puterea ce mi-este dată mie. Eu nevrednic preot și duhovnic. Lasă-l mă tot fâțe atât aia, că e obosătoare. Eu nevrednic preot și duhovnic. Te dezleg de toate păcatele tale. Cu lucru, cu cuvântul, cu știință, cu neștiință, cu voie sau fără de voie. În ce poruncă? În numele Tatălui. Ia să vedem ce spune Tatăl, ca să știm ce dezlegăm în numele Tatălui. Să n-ai alt Dumnezeu, să nu furi, să nu curvești, să nu ucizi, să nu mărturisești strâmb, să cinstești pe părinții tăi,
să nu râvnești la bună altuia cu vicleșug, să n-ai alți Dumnezei afară de mine, să iubești pe Domnul Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul, din toată inima și din tot sufletul tău și pe aproapele ca pe tine însuți. Asta este ce dezlegăm în numele Tatălui. Adică, poate ai furat, poate ai curvit, poate ai dat în cap, poate te-ai rătăcit de la dreapta credință, poate n-ai iubit pe Dumnezeu, poate n-ai iubit pe semeni, poate n-ai iubit pe aproapele. Poate ai furat ce nu e al tău sau ai lăpomit cu vicleșug la muncă altuia. În numele, acum spune, și al Fiului. Fiul are, vă repet, un singur păcat pentru care nu ne iartă pe niciunul. Este a ortodoxiei păcatul ăsta. Când a venit Mântuitorul în lume, n-a spus apostolilor absolut niciun fel de legământ. Nu le-a spus la apostoli vreodată câte mătănii să bată, câte psaltiri să citească, câte acatiste să facă, câte zile de post să aibă. Le-a spus doar o vorbă foarte importantă. Dracul iese cu post și rugăciune, acest soi de diavol iese cu post și rugăciune, pentru lăcomie sau îmbuibare, ne-a spus omul, nu va trăi numai cu pâine, ci și cu tot cuvântul lui Dumnezeu. A spus Domnului Dumnezeu să te închini și lui una să-i slujești, adică să nu te robească materia. Iar privind parapsihologia și paranormalul, a spus așa, nu ispiti pe Domnul Dumnezeu tău. Asta este ispitirea din carantania și răspunsurile omului divin Dumnezeu, Hristos adevărat și om adevărat, care l-a înfruntat pe Satana, cel adevărat, Lucifer căzut din cer. În schimb, după ce a făcut multă propovăduire și a mers prin meleagurile Ierusalimului de la Galileea, Nazaret, Capernaum și așa mai departe, le-a scălcat cu piciorul care ați fost, țineți minte ce a făcut. A vindecat bolnavii și vindecările le-a făcut după greutatea păcatelor. Pentru cele mai ușoare a vindecat cu cuvântul, pentru cele mai grele a dezlegat păcatele. Deci țineți minte ce a spus când a ajuns la Zaheu Vameșu. Azi s-a făcut mântuire casei acestea, că și acesta e fiul lui Avram și am venit să caut și să-l aduc să nu fie pierdut. Căci am venit către oile pierdute ale casei lui Israel. Dar când a avut păcate grele ca slăbănogul scos prin acoperișul casei, nu i-a mai zis, vindecat ești. Întâi s-a uitat la el, l-a admirat pentru credința cu care l-au adus oamenii în fața Mântuitorului, pentru riscul de a sparge acoperișul casei și a zis, iertate-ți sunt păcatele tale. Ia-ți sfatul tău și umblă. Ce reacție au avut iudeii prima dată? S-au gândit economic cât costă să repare acoperișul la loc? Nu. Cine e ăsta care iartă și păcatele? O întrebare foarte nefirească. Era ceva unicat pentru legea iudaică ca cineva să ierte păcatele. De unde știm lucrul ăsta? Când femeia care desfrânase a fost scoasă afară din cetate să o moare cu pietre, au venit sicriu rapid, cu bolovanii pregătiți, cu poale pline, gata să dea, abia aștepta să vadă cum reacționează Mântuitorul. Mântuitorul a privit toată putoarea din sufletul lor, că toți erau căzuți și stricați, ori pe ori păvățuință cad în groapă, a spus-o Mântuitorul acolo, în mijlocul lor. Și apoi s-a adresat așa cu un duh de blândețe nepăsător, dar care a trecut ca o seceră prin inima tuturor și a spart buboaile. Cine este cel curat să arunce întâi cu piatra? Deci dacă era cineva curat și trebuia să arunce cu piatra, ăla era Hristos, că era fără de păcat. Ce a făcut Mântuitorul? I-a văzut că sunt împetriți la inimă, că așa și creștinii, când îi spui, băi, nu e bine ce faci. Las, popa zică ce vrea el, că eu fac ce știu eu. A tăcut din gură, s-a plecat pe nisip frumos și a început să scrie cu degetul păcatele celor ce erau în față. Ei când își vedeau păcatele, o tăiau, dispăreau. Opa, ăsta ne cunoaște înăuntru. Și-au plecat, valuri, până ce a rămas Hristos cu păcătoasa. Și când a rămas Hristos cu păcătoasa, n-a întrebat-o, bă, tu ce ești bagaboată, ce ești destrăbălată? Nu! I-a pus o altă întrebare. Unde sunt pârâșii tăi?
Și răspunsul nu l-a dat acolo Mântuitorul și nici păcătoasa. Păcătoasa a făcut un gest formidabil după învățătura Sfinților și învățăturii lui Teofilac și a lui Marcu și a lui Luca în tâlcuirea Evanghelilor, în care să crede, ba că era Maria Magdalena, ba că era Maria sora lui Lazar, ba că era altă femeie, dar putea să fie chiar și cea din care trebuia ucisă cu pietre. Nimeni nu știe. Dar important este că Mântuitorul a dat două măsuri diferite la două timpuri diferite. Întâi, când a întrebat-o pe femeie unde sunt părâșii tăi, a întrebat-o de fapt altceva. Unde-i poporul ăla destrăbălat din care te tragi și tu și te judeca pe tine? Pentru că găsim această mărturie în gura Mântuitorului Iisus Hristos, pusă în Sfânta Evanghelie, într-un context cu totul neașteptat. O, ne-am spurcat și păcătos, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Deci vedeți cât de ieșit din sărite era cel blând și smerit cu inima? La un moment dat, iarăși se irită Mântuitorul și iarăși folosește o terminologie. Cine se va rușina de mine în neamul acesta spurcat și păcătos și eu mă voi rușina de el când voi fi cu Tatăl în slavă cu Sfinții Îngeri. Deci vedeți ce frumos? Ești călos, ești căzut, dar cinstește-L pe Dumnezeu. Ești neputincios, nu-L interesează pe nimeni, e viața ta particulară. Acum s-a inventat metoda asta când face cineva o trăsnaie rapid, trece ziarul, trece televizorul și care-i treaba, dragă? Naști, mori, fă ce vrei, ai o conștiință. Păi tu ești creștin și te temi de presă sau te temi de poruncile lui Dumnezeu? Tu te temi de televiziune sau te temi de Dumnezeu care trimite săgețile în capul tău și te omoară? De unde aștepți pedeapsa? De la oameni sau de la Dumnezeu? Ei, aici a vrut Mântuitorul să atingă. Dacă voi vă rușinați de neamul, de mine în neamul acesta spurcat și ticălos, că e rușine să spui că ești credincios uneori în zilele noastre. Chiar v-am mai spus afirmația, ca să vedeți cât de decăzută este, să vedeți cât de decăzută este mentalitatea socială modernă, globalismul acesta al vitezei, spune o fetiță la spovedit. Am un prieten, părinte, și mi-e rușine să-i spun că-s fecioară să nu râdă de mine. Zic, dar de ce trebuie să râdă de tine, că ești fecioară? Și eu rușine să fii curată față de prietenul tău? Da, dar nu mi-am început viața trupească și crede că-s naivă, că-s de modă veche. Eternă. Păi băi, tată, fecioria e baza tuturor virtuților. Dacă Fecioara Maria n-ar fi avut cinstea mai presus de firea heruvinilor în cinstea fecioriei minții și a trupului, n-ar fi avut loc întruparea. Dacă n-ar fi fost fecioarele, n-ar fi fost sfintele cele alese ale neamului creștinesc de când biserica și până în zilele noastre. Cum să-ți fie ție rușine să fii fecioară? E tena. De unde asta? Da, e mentalitatea dracului spurcat, care s-a dat de-a rostogolul prin internet, a intrat prin televizor, a intrat prin radio, a intrat prin muzică, a intrat prin reclamă, prin mâncare, prin poze, prin tot ce vrei. Și s-a dus până la mintea copilașilor mititei. Și cum s-a dus la mintea copilului mititel? Păi el având 7-8-10 anișori și văzând acolo destrăbălăciuni de alea pe pornografie, și zic, bă, așa trebuie să fac și eu, cred că așa e normal, dacă nu fac de azi, probabil nu sunt în rând cu lumea. Mintea e receptivă, papilele minții lucrează. Și așa se bagă dracul până în cel mai mărunt cuib. Unde? În taina pe care Apostolul Pavel și Ioan Gură de Aur au strigat cât au putut. Mare e taina aceasta în Hristos și în biserică, taina fecioriei și a cununiei în curăție. E cea mai mare taină, de acolo să nasc sfinții. Și așa că atunci când vedeți în mass media hi-hi-hi și ha-ha-ha și arătând cu degetul că a făcut ăla așa sau așa, spune Mântuitorul o vorbă tot în Evanghelie, plângeți-vă pe voi, nu pe mine. Biserica mea nu va birui iadul în veacul veacului, dar voi trebuie să vă plângeți unii pe alții. Că ați ajuns, spune profetul David, omul în cinste fiind, s-a alăturat de obitoacele fără de minte și s-a asemănat lor. Dar e o rușine să o faci pe vacă curvă. E rușine. Aia îți dă lapte, te hrănește, îți dă lapte. Cum să o asemeni? Să spui, asta e o vacă. Nu e adevărat. Nu e vacă. E un animal rațional care a pierdut simțul conștiinței.
E rușinos și foarte rușinos că biserica pierde floarea cea mai de preț și pierde calitatea cea mai de preț a sfințeniei. Fecioria, care e de două feluri. Trupească după trup și duhovnicească după suflet. Pentru că Maria Egipteanca a fost desfrânată, dar când a trecut pustiul Iordanului cu 5 pâini și a stat 45 de ani și s-a nevoit acolo, păi mergea tată pe sus când se ruga, nu levita ca bivolarul. Se ridica de pe pământ la rugăciune, la un metru, de a rămas înspăimântat Zosima când s-a dus să o împărtășească. Deci, iată ce face fecioria sufletească, care e mai mare decât cea trupească. De aceea taina cununiei este mare, pentru că și femeia și bărbatul, spune taina cununiei, fericit patul neîntinat și nunta nespurcată, că Dumnezeu pe amândouă le-a blagoslovit, deci auzi ce frumos, patul neîntinat, adică fecioria definitivă și patul nespurcat, nunta nespurcată. Prin faptul că dacă bărbatul cu femeia, prin taina cununiei, nasc fii, în același timp ei sunt o feciori înaintea lui Dumnezeu. Pentru că este vorba de fecioria din familie. Aia e marea taină. Dar Ioana are vreo 7 mândre, Ileana are și ea vreo 7 juni, și zice că sunt o familie. E adevărat. Sunt o comuniune. Ce trebuie însă să ținem minte? Că nu păcatul domină lumea, ci lumea îl caută pe păcat. Păcatul stă cu mintea la locul lui ca o etichetă într-un raft. O travă, mâncare, haine, casnice, menaj, porțelanuri. Tu te duci, deschizi portofelul și cumperi ce-ți trebuie în casă. O travă pentru șobolani, castroane pentru pus mâncare, haine ca să te îmbraci, mâncare să mănânci. Păcatele stau și ele la rândul lor în raftul dracului. Mândrie, prostie, desfrâu, drog, dezmăț, concubinaj, plăceri, destrăbălări, discoteci. Tu le alegi și tu greșești. Diavolul le-a oferit și le-a prezentat prin imaginație. Deci dracul întâi gârgovește mintea și o coboară în pământ. Adică îl face pe om animalic. Iar după aceea îi împetrește inima și l-a ucis de tot. De aceea Mântuitorul strigă așa. Neîncetat vă rugați! Să nu cădeți în ispită, pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Și de aceea strigă Apostolul Pavel, privegheați și vă rugați că dracul caută ca un leu pe cine să înghită. Deci el doar să uită, noi îl adulmecăm. Cum merge câinele sau pisica după miros de carne, așa tragem noi la păcat. Și atunci diavolul imediat ne poftește. Și iarăși Mântuitorul se apără și spune, fiule, dă-mi inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Satana vine din minte și se rostogolește direct în inimă și ia el loc. Și în loc să faci peștera Betleemului, faci inima ta peștera de tâlhari. Irodul, cel care omoară mii de prunci, cum spune, 14.000 de prunci, doar în ideea că va omorâ și împăratul. Ce înseamnă asta tâlcuită la Origen și la scrierile lui Moise și la toate învățăturile Vechiului Testament. Împăratul este fapta bună, iar pruncii sunt gândurile bune care te împing să-l găsești pe împărat. Pentru că împăratul este între prunci, dar tu ești cel ce calzi și te duci la vale și ajungi ca Irod să-i tai pe toți și să-i umpli de sânge. Și că Rahela plânge și nu se poate liniști. Inima plină de dragi. Nu mai are cum, că e plângere și tânguire în ramă. Ei, de ce v-am spus lucrurile astea? Ca să înțelegeți că nu e vorba de o scolioză, ci e vorba de o femeie gârbovă, mușcată de grijile vieții într-o lege a Vechiului Testament. Și acum mă întorc unde am de gând să închei. Că asta am și lăsat anume la urmă. Ce a mai spus Mântuitorul când ne-a dăruit nouă și ne-a investit puterea Duhului Sfânt? Ne-a dat următoarea măsură. Auzi ce canon greu ne-a dat. Unii vor crede că e o glumă. Eu vă spun că e cel mai greu canon din toate. Iubiți-vă între voi să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Oare câtă teologie ne-ar mai trebui și câte predici la amvon să înțelegem când noi suntem plini de ură și dușmănoși, că nu suntem fiii lui Dumnezeu? Mai e nevoie de o explicație. Când vezi tu tribunalele că gem de mincinoși,
care să mint unii pe alții, din o să și pe judecători, și că e coruptă judecătoria. Nu-i coruptă, dragă, judecătoria. Sunt corupți cei ce să judecă, vre. Că ei merg. Eu mă duc prin partea asta și împing lui ăla 10 milioane, zic că ca mine vine ăla și îi împinge și zice ca el. Și el nu zice nici ca unul, nici ca altul. Zice ca al treilea, ca să mai vide 7 ori. Să preface că n-a înțeles. Deci asta este, fraților. Păi cum să spui tu că te iubești când dai foc casei părintești? Când îi furi lui frate tu tarlaua, când îi tai copacul, când îi furi gardul, când îi dai în cap, când îi faci act pe ascuns, când duci pe măta în azil și pe tată tu și vinzi averea și spui, dar ce, mimis cuvine, că eu-s capul de familie. Și bineînțeles că mai departe toate celelalte, deci asta am dat ca un model. Și atunci unde e iubirea? Să plâng oamenii și spun, vai, vai, bine că am scăpat de regimul comunist. Dragă, pe vremea regimului comunist, te duceai și lăsai sticla la ușa magazinului pentru lapte și te-ai stat de 4 ore, nu ți-o lua nimeni. Știa cel din față, băi, n-o lua chiar lui vecinul de la scara 2. Păi acum dacă lași un ziar, nu-l mai găsești în drum. Da, păi sticlele cu lapte. Deci, vă dați seama cât de mult ne-am imbecilizat în 20 de ani de libertate în țărea sa, iurea. Deci de unde ne întâlneam de revelion, 2-3 familii sau la o namastică sau la sărbătoare și mâncai din ce aveai din 3 jumări și 3 unghii de porc, astăzi când îți pline galantarele și plină lumea de Italia, Portugalia, Franța, Spania, se duc și lucrează sputrăți de dolari, deși se plâncă săraci, așa spun oamenii. Dar astăzi nu-și dau bună ziua, fac porțile cât mai înalte, încuietori de tot felul, sisteme de alarmă de tot felul, câini de tot felul, gratii de tot felul. Dar, într-adevăr, sunt roadele iubirii. Din iubire mi-am pus 3 câini lupă în ogradă, din iubire mi-am pus curent la poartă, din iubire mi-am pus gratii la fereastră, din iubire mi-am făcut seif, din iubire mi-am pus bodyguard plătit, din iubire mi-am luat pistol, din iubire mi-am luat permis portarmă. Din iubire. E prima lege ortodoxă. Dă-i în capul fratele tău. Vedeți cât de departe și de mincinoși suntem față de adevărul absolut? Vedeți cât de naivi suntem și de înșelați de sarsailă? Dar noi, în mintea noastră, chiar credem că suntem buni. Mie chiar câteodată îmi vine să râd când spovedesc. Că spune, părinte, eu să vă spun adevărul. Eu vă spun adevărul. Și mă gândesc, măi, zic, Evanghelia o fi mințind, dar cum am aflat adevărul? Și zâmbesc singur și iau pe următorul și mă gândesc, zic, săracul, cât e de întunecat, cum îl înșală dracul și își bate joc de el. Deci, nu mătăni, nu post, nu mâncare cu ulei, nu pâine și apă, nu pesmeți. Dragoste, respect, izbăvirea de ură, de dușmănie, de răutate, de ambiție, de înșelătorie. Astea sunt. Nu știe celălalt cum să-i facă răul lui celălalt. De ce are, de ce există, de ce nu are. Și de ce v-am spus toate lucrurile astea? Ca să înțelegeți că Hristos, când a îndreptat-o pe femeia gârbovă, a făcut un singur lucru. Punându-i mâna pe cap și binecuvântându-i, a dezlegat toate răutățile care veneau din legea veche asupra ei, care erau ca o povară a umbrei celei vechi, și a lăsat-o liberă și sănătoasă în zi de sabat, adică chiar a pus-o să se odihnească din ieșirea din legea veche și i-a spus, mâine fac liturghie, vin, o să te împărtășesc. Și i-a dat Sfintele Taine să fie bun, blând, omenos, că așa a spus Hristos. Învățați de la mine că-s blând și smerit cu inima și veți afla odihnă în sufletelor voastre. Deci iată ce simplă este Evanghelia de astăzi. Trebuie să mergeți acasă cu ideea nu să abandonați postul sau o rugăciune sau o metanie. Dar trebuie să mergeți acasă cu ideea că aceste rugăciuni și nevoințe care le facem, scurte, puține, cât putem, 1 săptămână, 1, 2, 1, 9, cât ar vrea fiecare, trebuie să împletite numai cu bunătate, cu omenie și cu dragoste. Amin.